Acordul politic pentru formarea coaliției pro-europene este pus în pericol, iar la Vilnius nu va fi semnat niciun document de asociere sau de liber schimb. Declarația aparține lui Mihai Ghimpu. Acesta spune că Vladimir Filat are toate pârghiile de a răsturna și cea de-a treia coaliție formată la 30 mai. Asta s-ar putea întâmpla până la summitul de la Vilnius, unde cele două acorduri moldo-comunitare se pare că nu vor mai fi semnate și nici măcar parafate, spune Ghimpu. Iată de ce i-am pus eu întrebarea domnului candidat la funcție prim-ministru, Leanc. Dumneavoastră veți face tot posibilul ca în preajma semnării, în preajma summitului de la Vilnius, unde se va discuta doar, la ziua de azi decizia rămâne în vigoare, se va discuta, dar nu va fi nici parafat, nici semnat acordurile, sau în preajma semnării acestor acorduri, care e planificat pentru martie 2014, dar unii care au fost în vizită au zis că se mai discută, poate fi altă lună. Tradițional, Mihai Ghimpu vede în acțiunile lui Vladimir Filat mâna Moscovei. Declanșarea crizei politice cu urmările ei pentru fosta alianță a fost un plan elaborat de Rusia și îndeplinit de Filat, este convins liberalul. Iar în acest plan a intrat și scoaterea Partidului Liberal de la guvernare. Scoaterea Partidului Liberal de la guvernare demonstrează încă o dată în plus că Vlad Filat a îndeplinit, cum am zis, ordinul Rusiei. Partidul Liberal n-a zis că trece în opoziție, așa cum speculează ei și trădătorii. Consiliul Republican a Partidului Liberal a luat decizia de a nu susține pe Filat, nu de a trece în opoziție, dar de a nu susține pe Vlad Filat la candidatura la funcție prim-ministru. Și aceasta, repet, a fost și dorința Rusiei îndeplinită prin Vlad Filat. Partidul Liberal Democrat din Moldova califică drept aberații declarațiile făcute de către Mihai Ghimpu. PLDM spune că liberalii s-au auto-exclus de la guvernare și nimeni nu a avut intenția de a-i izola. Deși oficial participa la guvernare, de facto, în toți acești ani, PL s-a comportat ca un partid de opoziție, obstrucționând astfel realizarea obiectivelor pe care și le-a asumat Republica Moldova, inclusiv cel de integrare europeană. Mihai Ghimpu și susținătorii săi au demonstrat că sunt în stare să genereze doar instabilitate și tensiune, iar aflarea lor în continuare în echipa guvernamentală ar fi compromis serios șansele Republicii Moldova de a deveni un stat cu o democrație stabilă și funcțională, un stat european, integru și prosper, se spune în declarația Partidului Liberal Democrat. Supărat pe foștii săi colegi, Mihai Ghimpu a mai declarat că alegătorii au făcut o mare greșeală când au votat partidul condus de Vladimir Filat. De asemenea, liberalul s-a arătat indignat de faptul că în guvernul Leancă se regăsesc miniștri cu dosare penale. Ce fel de coaliție pro-europeană? Când din start este clar că semnătorul Hădârcă este ilegală, nulă, nu are nicio putere juridică. Fiindcă nu este membru de partid, nu este președinte fracțiunii și chiar dacă ar fi președintele fracțiunii, admitem, nu fracțiunea decide formarea majorității parlamentare, doar partidul, ca concurent electoral, votat de cetățeni. Fiindcă la viitoare alegeri nu fracțiunea participă, dar partidul. Au putut să semneze doar ca niște trădători, deputați trădători, neafiliați. Dar nu ca președintele fracțiunii. De ce, domnule Lupu, ai pus semnătura? Vlad Filat, e clar. Iată încă o dovadă în plus că Vlad Filat nu urmărește, sau pe departe nu urmărește, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Că din start a pășit cu stânga. Cu trădare, cu călcarea în picioare a standardelor, a valorilor europene. Dar cel mai important a valorilor europene sunt valorile liberale. Libertatea individului, dreptul la asociere a cetățenilor, informarea mișcărilor social-politice, organizațiilor non-guvernamentale, economie liberă, valoare liberală. Despre care coaliții pro-europeană putem vorbi noi.
Despre care coaliție pro-europeană te vorbim noi când în guvern au rămas miniștrii cu dosare penale? Care integrare europeană? Ce are comun corupția cu Uniunea Europeană, cu standardele europene? Dacă cel mai corupt om este șeful tuturor. Și la ziua de azi, organele de drept niciun deget n-au pus, n-au mișcat pentru a-ți clarifica. Este infracțiune, nu este infracțiune în convorbirii telefonice lui Vlad Filat ca prim-ministru de atunci.